Daniela! O, Doamne! Extraordinară, Daniela! Extraordinară, Doamne! Daniela, sunt acolo! Când mă duc la sandvișaria de lângă școală, mi se oferă diferite lucruri gratuite, adică sandvișuri, meniuri și foarte interesant. Finală, Repu. Ce faci, Daniela? Bine. Pregătită? Da. Cu emoții. Ți-am văzut emoțiile. Da. Uită de ele. O țineți minte, așa-i? Da. Cum am putea? Cea mai mișto, cea mai bună, cea mai puternică repăriță din România. Mulțumesc. Ce mitralieră de cuvinte a avut Daniela. Laura, sigur țineți minte că dincolo de toate astea, dincolo de talentul ei, ea a intrat în concurs atunci când a fost în concurs cu mari emoții. Și a reîntâlnit prietena după... Să vedem cine se vede. Ia, țineți minte momentul? Stai să vedem mai bine. Se văd aproape toți. Da, da, da. Aproape. Când am Maria păcălit-o. Maria Conector. Da. Uite, pește din spate, îi vezi? Ia uite momentul în care am păcălit-o. Din aici. Aici a văzut-o. A venit din Anglia special atunci. Copii românilor, merită asta. Asta înseamnă o prietenie frumoasă. Ce păcăleală i-am tras atunci. Ce mare păcăleală! Țineți minte, peste toate astea, a intrat în scenă, v-a cucerit și ați trimis-o în finală. Daniela, aer în piept, marea finală e aici, trofeul e la doi pași de tine, doamnelor, domnilor!